Somnolența e la maxim. Să nu-ți faci griji, e normal, e ok. Adu-ți aminte ce am povestit și vorbit în celelalte înregistrări, când se întâmplă ceva și tu nu trebuie să participi, experiență personală, ești luat, luată, divin și mutată dintr-o lume în alta. Și e dureros, e și pe plan fizic, psihic, e ok, cam asta se întâmplă acum. Și chiar dacă simți disconfort și te doare ceva, să zicem căpșorul, un pic acolo, un pic acolo, aici, crede-mă că e la un nivel mult mai puternic durerea de fapt, dar tu nu știi, eu nu știu și nu o să știu niciodată. Pentru că era programelul alesul, da? Ești și vei fi întotdeauna cel mai iubit dintre pământeni și copilul cel mai iubit al pământului tău, câmpului tău energetic, câmpul meu energetic, da. Cam acolo sunt și cred că ești și tu. Să nu-ți faci griji, dacă ți-e somn, asta e, unde poți, 5 minute, adorm 5 minute, să, da, pot fi și câțiva ani. Ești susținută, susținut divin, oriunde ai fi, chiar dacă mașina s-a oprit undeva, mergea într-un drum lung și ți vine să dormi, te oprești și dormi, da? Și 2 ani au trecut așa. Nu neapărat, am înțeles ce ai zis, să îmbătrânești sau să, da? Pot fi 2 ani din viitor, înapoi în viitor, știi? Nu în viitor. Transformările care, de fapt, ca și cum ai sărit pe un alt drum, știi? Și l-ai luat de la capăt. Cum ai sărit pe drumul ăla pe care știi tu? Ai început transformările înapoi. Nu mergi tu mai departe și înțelegi și uite cum joc, uite cum joc, da. Nu, înapoi se schimbă. Și e din tine cumva. Participi așa, non participând, știi? Acolo e. Ok.